Ne mulțumiți de faptul că de acum, de ceva timp, că a apărut o hotărâre de Consiliul Local, directorii trebuie să ceară acordul primăriei pentru anumite cheltuieli. O întreagă campanie scandaloasă a pornit pe rețelele de socializare. Ei bine, totul a ajuns până la Ministerul Educației, la ministrul Ecaterina Andronescu, care a anunțat mâine o vizită acolo pentru a afla despre ce este vorba. Și totuși, de ce este acest scandal? Pentru că și aproape toată presa din România a publicat astăzi, iată că pic cu pic mai băgăm un ban în plic, adică cheltuielile supraevaluate, nu-i așa, cu firme prietene, sunt aducătoare de profit. Și iată ce dezvăluie ziariștii. De exemplu, la acest colegiu s-a plătit 662 de lei pe un pupitru cu scaun, în timp ce aceeași piesă de mobilier poate fi achiziționată cu 350 de lei. Atenție, un burete magnetic de șters tabla costă 11 lei în actele liceului, deși poate fi achiziționat cu 5 lei. De asemenea, un acces pe un site de specialitate cu bază de legi la colegiul Șincă i-a costat 2200 de lei, deși sunt 11 site-uri în România care în schimbul la 300 de lei îți dau fără niciun fel de problemă acest acces. La parchet, metrul pătrat, acolo costă 600 de lei. În mod normal, același parchet cu tot cu manoperă costă doar 300 de lei. Iar exemplele ar continua. Cea mai tare mi s-a părut mie, însă o activitate interesantă. Se numește întreținere dulapuri, Cătălin Antoche, Matei Stoienescu și Cristi Cosmin. Întreținere dulapuri costă liceul Șincai numai puțin de 4.000 de lei lunar. Deci este abonament. Cărțile pentru liceu. De exemplu, liceul a achiziționat cărți. Mic dejun la Tiffany. Costă 22 de lei și 61 de bani. Deși dacă te duci pe site-ul de profil, costă doar 14,99 lei. Sau fata cu portocale, costă 22,55, a dat cu virgulă, da? Deși pe site-ul de profil costă doar 13,99 lei. Iar vărul pictat, de asemenea, dar parcă o marotă, tot 22,61 lei. Deci vă dați seama cum joacă cu cifrele, costă doar 14 lei. Iar exemplele continuă, iar scandalul acolo este cât se poate de mare. Încercăm să contactăm conducerea acestui liceu, pentru că până la urmă banii rămâne ochiul dracului. Știți vorba aceea? Băi frate, da, chiar așa, adică totul la dublu? Domnul Botinisis, aici la mine cred că reflexul de avocat mă face să nu... Sunt acte publice, de la, Matei Stoienescu. Sunt acte publice, dar pe de altă parte nu putem pune... Bun, s-a găsit un preț mai mic, nu înseamnă neapărat că este vorba de o fraudare dacă s-a plătit mai mult. N-au știut, s-au interesat. Păi, totul până la dublu, momentul la care la se va dovedi, însă dacă se va dovedi că are un substrat fraudulos. Pe de altă parte, adevărat, nu pot să neg acest algoritm care se cam observă, totul e cam dublu. Și nu știu dacă e neapărat dublu, dar cred că e un 0,8 ceva, nu știu, adică e ceva, un pattern destul de fix, văd, față de prețurile de liste de pe internet. Uite, cu cameră de supraveghere, cumpărată la 213 lei în loc de 167, da? Fileu de volei, cumpărat la 251 de lei în loc de 96 cred de lei. Cred că procentualul 70%, 80%, cam așa. Vă umflă râsul, adică totul e cumva cam... Da, nu e 100%. Nu e, un 70-80, dacă am se cam păstrează. Mai mult decât... Păi da, uite, vezi, trebuie să fie acolo. Pac, să ce? 1000 de lei, 1000 de lei ca să faci declarații rectificative pentru casa de pensii. Adică serviciu externalizat. Cred că s-a făcut totul externalizat. Cred că aici nu s-a făcut o achiziție directă, ci probabil de pe SEAP, pe anumite CPV-uri, sau, mă rog, pe o procedură, pe o procedură de licitație, deși nu cred că dacă suma a fost foarte mică, fost s-a făcut direct. Prin încredințarea directă unei firme, probabil prietene, de pe SEAP. Și automat, când achiziționezi la cineva care e mâna a doua, există un profit, care profit într-adevăr e foarte mare, de 70%. Și probabil că profitul ăla se poate... Doar verificat, 5 lei, da, ăla de incendiu, da? Și ei l-au luat cu 10, probabil. Nu, și ei au achitat 13 lei per bucată, adică 78 de stingătoare. Adică au luat cu 8 lei mai mult, 78 de stingătoare, au făcut de ciorbă. Eu cred că totuși dacă o să se facă o analiză...
Eu cred că actele vor fi corecte, o să vedeți. Strict juridic vorbind. Asta, ideea, strict juridic. Ideea am spus, reflex de avocat. Nu fac ei achiziția, ci dau altcuiva sau iau direct de pe ofertă de pe SAP, pe codurile CPV pe care le au. Și într-adevăr, au luat la prețul pe care ei l-au găsit cel mai mic la momentul ăla. Pe un site preț mai mic, asta nu înseamnă neapărat că am o intenție de fraudare. Dar asta cu mobilierul, cu intenția de 4.000 de lei, asta chiar... Ăștia de la Șinca țipă din toți bojocii că de ce vine primăria, de ce trebuie să cer eu acceptul la primărie când achiziționez ceva. Păi uite de ce. Mi-aș fi dorit ca doamna director să fi putut intra doamna și să vorbească. Doamna director o sunam și nu răspunde la telefon. Și să vorbească. La întreținere, dulapuri, cred că există o explicație. Cunosc liceul Șincai. Acolo nu e un număr suficient de clase și s-a creat un sistem ca la americani, în care pleacă elevii dintr-o clasă în alta, se tot rotesc și au achiziționat niște dulapuri metalice, un număr mare, unde simt fiecare elev în parte. Nu știu, poate există o explicație, dar cert este un lucru, că în momentul în care îți asumi răspunderea unii... Atât trebuie să anunț, doamna director Mușetoi ne-a răspuns, într-un final, a auzit, și a spus că nu se simte foarte bine, sănătate maximă, doamna. Ne cerem scuze dacă v-am creat vreun disconfort. Așa, te rog. Adică e posibil să nu se simtă bine. Da, păi dar este evident că în momentul în care refuz să semnezi, aici este o mare problemă. Poate doamna are intenții bune. Dar eu știu de cazuri. Eu la dulapuri. Cu 4.000 de lei Botin. Pe lună la fișete, ce întreținere? Eu știu de cazuri acolo în care s-a ajuns să se plătească jumătate din prețurile plătite la nivel centralizat în alte școli. Deci nu putem să mergem doar într-o extremă, dar ceea ce este marea problemă la liceul Șinca în momentul de față este că doamna refuză să semneze, este singura care refuză să semneze contractul acela de management educațional, cerând să semneze modelul de contract din ordinul ministrului în situația în care în Consiliul Local s-a aprobat un contract tip. Aici este de fapt toată marea problemă. Da? Și de aici vin și toate aceste discuții. Pentru că dacă ar semna acel contract aprobat de către Consiliul Local, ar trebui să se supună acelui sistem centralizat, gândit, poate corect, de către primăria sectorului 4. Poate corect, poate incorrect, ar spune unii. Da? Și doamna are în argumentația de-a lungul timpului, arată că a avut cheltuieli generale pe liceu mai mici decât media celorlalți. Dar uite că există și astfel de exemple care te contrazic și trebuie să se ajungă într-adevăr acolo la un compromis și de respectarea legii și un compromis profesional. Iar dumneavoastră ca avocat puteți să spuneți în momentul în care este vorba de un contract, un contract înseamnă în cele din urmă o negociere. E legea comună a părților, dar trebuie să se vadă că s-au făcut încercări de negociere de ambele părți. Da, da, dincolo, mă interesează puțin spre deloc, știi? Dar tot vorbim despre faptul că învățământul este subfinanțat, da? Da. Bă, este subfinanțat, eu înțeleg. Bun, dar în momentul în care ai o brumă de bani, o brumă de bani și vrei să faci ceva pentru titoria aia pe care o păstorești. Bă, îmi pare rău că nu poate să intre doamna cu noi, că aș fi întrebat-o. Domnule, alege, domnule, prețul corect, că îți mai rămân bani și pentru altceva. Dar mie mi se pare totuși că le duci cu un 0,8 mai mult, da? Atenție! Deci nu duci aproape dublu. Mi se pare cel puțin ciudat. Pe mine m-a amuzat toată chestia. Cum, domnule, întreținere, dulapuri, 4.000 de lei pe lună abonament? Dar ce le faci, mă, frate, la fișetele alea metalice? De 4.000 de lei. Da, nu știu, Cătării, nu putem vorba ști, de stricăciuni sau vorba de să le cureți, bănesc că asta face și femeia de servici. Faptul că doamna refuză să intre în rând cu ceilalți nu e o chestie bună, pentru că o achiziție centralizată la o sumă de regulă dă prețuri mult mai mici. De regulă. Și atunci e normal să țin interesul liceului. Dar doamna care a câștigat un concurs și l-a câștigat cu un laude, cu nota 10, ar trebui să înțeleagă că cel mai bun sistem este să semnalezi neregulile de câte ori apar. Atunci când există un contract aprobat printr-o hotărâre de Consiliul Local, care guvernează practic acel sector, ai opțiunea să ataci în contencios acel ordine. Ai opțiunea să semnalezi inclusiv presei de câte ori crezi că această frondă seamănă foarte mult cu celebrul caz. Erau pe vremuri o carte, am tot citit-o noi, elevul Dima dintre a șaptea, în care acel băiat avea dreptate. Copiii aceia aveau dreptate, dar ei încălcau normele de drept legale și în cele din urmă au suportat consecințele. Adică trebuie să existe și o cale juridică administrativă pe care se poate acționa liceul în situația în care doamna are dreptate. Altfel ne supunem unui astfel de circ.
E un circ. Mâine vine doamna Ecaterina Andronescu la ora 15 la liceul Șincai, vine să se discute despre această problemă, se discute despre problema contractului. Acolo e o situație conflictuală. Profesorii și elevii s-au declarat de partea directorului. Sunt ei în cunoștință de cauză real? Nu știm. Poate și astfel de date arată că nu este așa. Dar vă repet, eu știu de cazul cel puțin în vremea primarului Piedone în trecut, în care obținuse performanță față de achizițiile lui Piedone. Nu mai știu cum e acum cu nou primar Băluță, poate din potrivă. Rezultatele sunt mai bune și ce arătați dumneavoastră pe sistemul centralizat gândit de dumnealui. Dar acolo trebuie să găsească o soluție echilibrată. Vorbim de unul dintre cele mai bune licee din țară, și inclusiv cu meritul doamnei director. Eu nu cred, da? Că este o chestiune la care să se coboare ministrul educației să viziteze. Trebuie să vină să soluționeze. Asta se putea soluționa la ceva. Nivel de primărie. Adică nu cred că ministrul educației este un liceu de mare performanță, un simbol. Este unul din cele mii de licee. Nu, dar este un liceu de performanță, simbol. Președintele Iohannis s-a deschis anul școlar în 2017 acolo, de față cu primarul Băluță, cu toți împreună. E un liceu, pentru al cărui succes. Dar se precedent, să știți, adică evident. Dacă de fiecare dată când copiii vor ieși cumva în stradă, ministrul educației trebuie să fie acolo, nu, la mii de licee, nu cred că se poate. Vorbim și de bani aici. Cum sunt finanțate liceele în principal? Principala finanțare pentru unitățile școlare vine prin alocare de la Ministerul Educației către consiliile locale. Dacă doamna director a colegiului Șincai spune că, mă rog, nu se simte foarte bine, l-am găsit pe primarul de la sectorul 4, domnul Băluță. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Domnul Băluță, a apărut în întreaga presă tot felul de dezvăluiri conform cărora există niște cheltuieli supraevaluate. Aflăm că mâine vine ministrul Ecaterina Andronescu la colegiul Șincai. Ce se întâmplă de fapt acolo? Știți, din punctul meu de vedere, cred că este o situație creată într-un mod absolut artificial. Și anume, din dorința de a avea un control exclusiv asupra procedurilor de achiziție publică, primăria sectorului 4 a întreprins niște demersuri extrem de ferme legate de oportunitatea unor anumite tipuri de achiziții. Și vă spun un lucru foarte simplu. De exemplu, dacă într-o școală cade acoperișul și directorul este preocupat să cumpere pupitre sau să cumpere calculatoare, evident, este o problemă deosebită. Primăria sectorului 4, prin demersurile pe care le-a făcut, a încercat să împiedice o astfel de desfășurare a lucrurilor. Mai mult decât atât, vedem că, neavând un control asupra oportunității și asupra posturilor, avem anomalii de genul acesta, în care vedem că un pupitru costă de două ori mai mult decât costă normal, că un simplu burete de șters tabla este de două deci ori sunt mai reale dezvăluirile, domnule primar? Sunt reale dezvăluirile? Că sunt dezvăluiri de presă. Le-ați verificat? Se verifică? Se confirmă? Cu tristețe vă spun, toate aceste dezvăluiri se verifică și nu este deloc în regulă. Practic, vedeți și noastră că miza reală este aceea de a masca faptul că un director dorește să facă achiziții după bunul plac, tocmai cum a și declarat în ultima perioadă. Și pentru asta face niște lucruri care sunt ieșite din comun, din punct de vedere al respectului. Manipulează părinții, manipulează profesorii, pune presiune și veți vedea și acest lucru pentru a face grevă, pentru a reacționa în acest mod violent. În spatele tuturor acestor probleme ne găsim nu altceva decât niște interese materiale meschine pe care unii oameni le au. Da, domnul primar, nu știu ce să spun, dar dacă se implică și ministrul Andronescu, am înțeles că mâine se duce acolo, nu știu ce-o fi, eu știu că elevii sunt în vacanță, e o trăznaie imensă, cât casa. Domnule primar, care ar fi soluția administrativă într-un astfel de conflict? Că acest conflict, un astfel de caz, poate apărea oriunde în România. Vedeți, dumneavoastră, soluția administrativă tocmai a fost aplicată de primăria sectorului 4 și anume... Primăria trebuie să devină o unitate centrală de achiziții publice. Primăria trebuie să aibă un rol activ în controlul oportunității achizițiilor publice. Lucru care, după cum vedeți, creează tensiuni. Aceste tensiuni, din nefericire, pentru că așa este normal, afectează extrem de mult viața profesorilor și mai mult decât atât viața copiilor.
Însă este inadmisibil ca după 2 ani de zile un manager să nu respecte legea. Practic, atât primăria cât și inspectoratul școlar al municipiului București roagă un profesor să respecte legea, și anume legea învățământului, care spune că finanțarea pentru unitățile de învățământ se face în baza unui contract. Stați puțin, domnul primar, dar ce e numit pe viață acolo? Adică nu există pârghie prin care, mă rog, să chemați la ordine, cineva să cheme la ordine directorul unui colegi, unei școli, unde ce vreți dumneavoastră? Adică, cum adică? Ajunge într-o funcție și e pe viață? Să înțeleg și eu. Cu certitudine acest lucru s-a întâmplat. Inspectoratul școlar a luat măsuri din acest punct de vedere și a solicitat directorului să semneze contractul de management, însă acesta nu face altceva decât să folosească emoția, să folosească părinții, să folosească profesorii și să amenințe că dacă va fi sancționată, dacă va fi determinată să semneze acel contract, toți profesorii și toți elevii vor intra în grevă. Lucru care mi se pare ieșit din comun și mi se pare profund nedrept, pentru că nimeni nu este mai presus de lege și există, în momentul în care nu suntem de acord cu hotărâri de Consiliu, cu contract, există posibilitatea să ne adresăm justiției. Nu este niciun fel de problemă. Aceste clauze, dacă nu sunt în regulă, pot fi suspendate, pot fi anulate. Bun, o să urmărim și noi. Măsuri administrative. Urmărim și noi mâine ce se întâmplă. Mulțumesc, domnule primar Daniel Băluță, cu noi. Îmi pare rău că doamna director nu a intrat. Sper să se simtă mai bine, astfel încât mâine să avem exact povestea extrem de clară. Ia uite ce se poate întâmpla în România. Mi-am luat liceu pe persoană fizică, nu semnă niciun contract, ce mai contează. Gata. Cine ce are cu mine? Luăm publicitate și o să vorbim despre o postare absolut reprobabilă a fostului comisar șef de la BCCO, celebrul Traian Berbeceanu. Ei bine, domnia sa s-a referit la colegul Mircea Badea și s-a referit într-un mod absolut înjositor, dar nu pentru Mircea Badea de această dată, ci pentru chiar domnul Berbeceanu. O să vedeți despre ce este vorba și chiar nu aprobăm și nu tolerăm lucruri de genul acesta. Publicitate, revenim. Urcându-se într-un ring, într-un meci demonstrativ cu un campion de Kempo, Muay Thai și așa mai departe. A făcut deliciul internetului, au fost tot felul de glume, mă rog, cea mai reușită dintre ele este aia că Tudorel Toader a făcut o evaluare și a dat la Curtea Constituțională și a CCR-ul a decis că Badea a câștigat. Dar dincolo de asta, din solidaritate cu Mircea Badea și cu toți colegii mei din Breaslă, aș vrea să vă arăt o postare absolut reprobabilă a unui tip care are parte de notorietate. E vorba de fostul comisar șef BCCO, Traian Berbeceanu. El răspunde cuiva apropo de bătaia cu Badea și cu băiatul celălalt și spune așa Berbeceanu: aproape corect, mitocanul ăla de Badea trebuie bătut zilnic, dar nu așa. Nu în ring, unde ori leșină, dați-mi să vă postarea, imediat ori abandonează, e off, da, merge, dați-mi jos burtiera ca să citesc mai repede, este salvat de arbitru și apărat de protecție. În stradă, pentru că aia-i bătaia care doare cu adevărat. Să simtă prostovanul cum trosnește o claviculă, cum bubuie pumnul în tâmplă, să afle care-i gustul bordurii și mirosul asfaltului, golănește. Ori suntem golani, ori nu mai suntem. Ăsta este ăsta care se erija el în apărătorul corectitudinii și normalității. Fost comisar șef la BCCO era, nu? La un moment dat săltat, repus în funcție și așa mai de victimă și așa mai departe. E formator de opinie, da? Deci pur și simplu, pur și simplu, așa ceva nu se face. Da, dacă ești un nei ca nimeni sau faci o chestie la mișto cum a fost luat în balon Mircea Badea pentru prostia pe care a făcut-o până la urmă, băi, sunt ok, dar să fii formator de opinie și să ai o astfel de ieșire, mie mi se pare cel puțin reprobabilă, sincer. Dar mâine, poi mine te scrie despre tine că trebuie să iei bătaie pe stradă, să-ți omoare nu știu ce sau așa mai departe. Băi, e o mega tâmpenie. Iar așa ceva nu se face. L-am sunat pe domnul Berbeceanu, care nu e disponibil.
El doar e disponibil, e zeu pe Facebook. Deci, unul, este făcută pe Facebook, deci într-un spațiu public, afirmația. Doi, vorbim de un fost polițist premiat, etc., etc., care, despre care nu se poate spune că nu cunoaște legea. Trei, domnul avocat poate să confirme ceea ce este aici. Se poate fi foarte ușor calificat de instigare la violență. Poate fi cu siguranță instigare la violență. Problema este că toate aceste înșiruiri pe care le-a făcut domnul Berbeceanu, totuși reprezintă toate fiecare în parte infracțiuni. Împotriva căruia totuși un polițist, mai ales în Brigada de Combatere a Criminalității Organizate, are în fișa postului să luptă împotriva lor, nu să le perpetueze în această manieră. Poliții nu mai știm, mai e poliție. Dar contează indiferent. Puțin spre deloc. Ele toate luate în parte sunt infracțiune. Adică, domnule, dar cum poți să spui despre un coleg de-a meu de breaslă, da, care a făcut o prostie cât casa, că așa este, s-a dus el, da, să se cocoșească într-un ring. Băi, Mircea, asta este, ți-ai luat-o să fii sănătos, e o mare prostie. Dar nu poți să spui așa ceva, că să-l batem, să-l linșăm în stradă, să-i spargem clavicula, să-i bubuie pumnul în tâmplă, să afle care-i gustul bordurii și mirosul asfaltului. Păi eu mă gândesc că ăsta când era la mascația aia, la BCCO și asta, cam asta făcea cu suspecții. Intra peste ei, greșea adresa, știți că se mai întâmpla. Greșea adresa, întâi bătea bine pe aia, le spărgea clavicula, le troznea pumnul în tâmplă și le dădea cu botul de asfalt. Și după aceea întreba domnul Popescu, nu, aici e familia Ionescu, ne scuzați. Adică despre ce vorbim? Nu, râdem, râdem. Păi nu e de râs. Aici vreau să atrag atenția că totuși spațiul ăsta public poate fi supus unor legi. Unor legi. Și Mircea Badea trebuie să fie prost să nu-l dea în judecată pe ăsta. Sau autoritățile să se autosesizeze, pentru că este foarte urât ce scrie acolo. Și foarte grav. Instigare la infracțiune. Și într-adevăr, este evident că domnul Berbeceanu are probabil o antipatie personală, cum probabil că au mulți față de Mircea Badea, după cum are și un public al lui, și poate fi combătut în altă manieră, nu în această manieră, care nici măcar pe campionul Muay Thai cred că nu-l lasă indiferent. Păi, dar unde am ajuns în țara asta? Pe bune, ne vărsăm frustrările pe rețelele de socializare. Aici vorbesc așa, președintele e făcut nazist de miniștri, de deputați, de ce vreți dumneavoastră, de consilieri județeni. Se înjură, se bălăcăresc ca la ușa cortului. Dragnea e făcut și el de cealaltă parte, tot pe rețelele de socializare. Unii se ceartă cu ceilalți, ăia se vopsesc în cap, ăia boicotează parlamentul. Ce-i balamul cu ăsta în România? Pentru că nu avem o autoritate, mă scuzați, o autoritate care să reglementeze, care să verifice și să sancționeze aceste derapaje. Și iată aici ajungem în timp, în astfel de exemplu, să-i dăm dreptate chiar lui Liviu Dragnea, care a cerut măsuri legislative în acest sens. Deci nu se poate, aici trebuie pusă ordine. Sunt anumite țări care au luat deja măsurile acestea, pentru că Facebook-ul și alte rețele de socializare reprezintă un spațiu public și aici vreau să-l felicit pe domnul Botin pentru solidaritatea de breaslă, pentru că fie că ți-e simpatic, fie că ți-e antipatic Mircea Badea, nu poți să achesezi la asemenea limbaj, la asemenea chestiuni care incită la violență și care, după părerea mea, ar trebui să-l ducă pe Mircea Badea la al da în judecată pe domnul Berbeceanu. Pentru instigarea la violență, dacă nu putem, autoritățile statului chiar să excludem numele de Mircea Badea. Da, nu, poate e vorba de oricine, dar se poate întâmpla ca dumneavoastră. Oricare dintre noi, cei care trudim aici la televizor, sau poate să fie oricare dintre dumneavoastră, astfel de manifestări într-un spațiu public, astfel de limbaj, cu atât mai mult de la o persoană care teoretic ar cunoaște legea și ar trebui să respecte o chestie de bun simț, domnule, nu, le dezavăm și pur și simplu, mie mi se pare de o nesimțire maximă. Da? Deci nu, Mircea chiar nu merită și niciunul dintre noi nu merită așa ceva. Luăm publicitate și o să mergem la Mitropolia Olteniei. Ce au gândit patru angajați acolo? Păi ce au zis ei? Bă, tată, să facem un selfie. Dar ce au pus în selfie-ul ăla? A cutremurat internetul și încă îl mai cutremură. Iar părinții de la Mitropolie ce fac? Îi mângâie pe cap condescendent. O să vedeți despre ce este vorba imediat. Ai grijă de imunitate și firmă proprie,
de ce? De aia de funerare. Adică tăia cudricul, dă la îmbălsămat, tăia cudricul, face și pomana să fie bine, să nu fie rău. Patru angajați de la această firmă, au zis și ei, băi, nu ne dăm și noi pe Facebook, și au făcut un selfie cu Dricu în spate. Dricu era deja gătit cu coroanele de flori și pe stânga și pe dreapta, dacă observați, tocmai pentru a duce pe unul dintre creștini pe ultimul drum. Dar băieții ăștia ce au zis? Angajații firmei de pompe funebre. Ce au zis? Hai bă să ne tragem un selfie acolo. Unul pozează și ceilalți fac gesturi obscene, să trăiți pe această cale. Această fotografie, acest selfie, mai mult horror, așa, lugubru, decât o chestie absolut normală, a făcut ocolul internetului și foarte multă lume le-a spus câte ceva frumos, așa, dar nu poate fi reprodus la televizor. Dincolo de asta, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Olteniei a spus, domnule, am luat niște măsuri exemplare, le-am luat 10% din salariu și dacă mai fac o dată îi dăm afară. Dar găina ce o dă enoriașul peste groapă, cum o împărțiți la 10%? Întreb și eu așa, pentru un prieten. Ce ziceți, domnilor, ce am ajuns? Acum facem selfie cu Dricu. Da, aici cred că măsura care e luată de Mitropolia Olteniei este mult prea blândă. 10% din salariu pentru o chestiune de genul acesta e ceva insignifiant. Este o bătaie de joc la adresa credinței, o bătaie de joc la adresa unui ritual creștinesc. Și au exprimat și regretul la adresa mortului care s-a aflat tocmai acolo, Ondric. Da, nu cred că îl consolează neapărat pe mortul din... Dar măcar pentru familia lui, care a fost... Nu, mortul nu, Doamne ferește, familia nu. Lui e blurat ceva de gestul obscen. Da, e un gest obscen. Ce e acum? Acolo este Dricu, e mașinăria aia, știți voi, cu care nu vreți să mergeți, da? Deocamdată. Aia are stânga-dreapta coroanele deja puse, știi? Și ăștia ce au zis, gata, bă, ce-am făcut? Păi, suntem la cimitir Boșule, să băgăm un selfie. Cu un gest obscen, să fie bine, să nu fie rău. Ideea este așa, Mitropolia zice, băi, băieți, ați fost obrăznicuți de 10% din salariu, dacă mai faceți o dată, vă dau afară și ne exprimăm regretul că am supărat familia mortului. Băi, nu se poate așa ceva. Între Mitropolia Olteniei și acești tineri responsabili. Părerea mea că ar fi trebuit dați afară direct, nu să le taie 10% din salariu. Pentru că ce au făcut ei este reprobabil la adresa credinței și, în primul rând, a familiei, că bănuiesc că respectiva persoană care a decedat nu este neapărat afectată, să spunem, în mod direct de treaba asta, dar familia, cu siguranță, a fost jignită de asemenea gesturi obscene. Și ar fi trebuit dați afară pur și simplu și nu să li se taie 10% din salariu, care e o pedapsă mai mult așa, simbolică. Da, simbolică. Da. E o mizerie de fotografie. E o mizerie de fotografie. Bun. Vă spun, doamnelor și domnilor, că celebrul, da, că și-a câștigat o celebritate, Matteo Politi, da, falsul chirurg estetician, este așteptat acum să-și ia mandat din clipă în clipă. O să discutăm un pic și despre asta în jurnalul B1 TV cu Nadia Ciurlin. Ne revedem mâine la Tocul 1 pe B1. Mulțumesc invitațiilor. Să aveți o zi bună.